ascultați deșteptarea la Europa FM, 8 și 9 minute. A avut loc ieri în Turcia o întâlnire între miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei, Sergei Lavrov și Dmitro Kuleba. Spun întâlnire doar pentru că nu pare să fi fost vorba de negocieri și nici măcar de dialog. Oficial știm așa, Lavrov l-a informat pe omologul său ucrainean că Rusia își va continua operațiunile militare, adică invazia, până când își va atinge obiectivele enunțate la începutul acțiunii, iar Kuleba a spus că Ucraina ar putea renunța la obiectivul aderării la NATO doar dacă îi se oferă garanții de securitate asemănătoare apartenenței la NATO. Ulterior, ministrul ucrainean de externe a spus că Sergei Lavrov nu a avut, de fapt, autoritatea de a lua nicio decizie în timpul întâlnirii, iar Sergei Lavrov, într-o ieșire de-a dreptul halucinantă, a spus presei internaționale că Rusia nu a atacat, de fapt, Ucraina. La telefon este fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Diaconescu, dumneavoastră l-ați întâlnit pe Sergei Lavrov când erați ministru, în februarie 2009. Asta e o întâlnire despre care știu eu. Ajutați-ne, vă rog, să înțelegem ce fel de personalitate are acest diplomat rus care poate sta în fața presei internaționale și să spună, fără să clipească, în ciuda tuturor evidențelor, că Rusia nu a atacat Ucraina. Da, l-am întâlnit pe Lavrov de mai multe ori. În 2009, într-adevăr, am avut o bilaterală la Moscova. În primul rând, este tipul de ministru de externe care își reprezintă litera și spiritul mandatului dat președintele în funcție. Deci, din această perspectivă, nu te aștepți la domnul Lavrov, la inițiative personale, la atitudini. Uneori chiar este acel ministru de externe care reproduce cuvânt cu cuvânt. Porecla, da, porecla ventrilocului Putin e corectă? Da, e corectă. Sigur, așteptările privind întâlnirea cu Kuleba erau foarte mari. Pentru că de la nivelul ministrului de externe în sus, practic, putem discuta despre o adevărată negociere. Așa este practica internațională, regulile, așa spun. Despre Lavrov, după întâlnirea cu ministrul de externe ucrainean, se spune că pe lume există minciuni mari și ceea ce a spus Lavrov. Este descurajant din multe puncte de vedere. Pentru că întâlnirile de până acum între partea ucraineană și cea rusă au fost mai mult de informare la nivel de consilieri. Nu se aștepta să cădea de acord pe un compromis, rezultatul natural al unei negocieri. Lavrov, pe de altă parte, este respectat în sistemul politic intern din Federația Rusă, deci ar fi putut avea și o atitudine ceva mai încurajatoare, măcar în legătură cu mesajul. Pentru că după această întâlnire se așteaptă și o discuție la cel mai înalt nivel. Întâlnirea între cei doi miniștri de externe a fost stabilită în urma unei discuții de duminică trecută între președintele Erdogan și președintele Putin. Președintele Erdogan are o relație complexă cu Federația Rusă. Pe de o parte, sigur, a luat o serie de măsuri în ceea ce privește închiderea întâlnirilor în Marea Neagră, în ceea ce privește o atitudine destul de apropiată de cea a occidentalilor privind condamnarea intervenției în Ucraina. Sigur, Turcia, cum se spune, face cumpărături pe ambele părți ale străzii. Pentru că, pe de o parte, statul turc e interesat de cei 5 milioane de turiști ruși care în fiecare an merg inclusiv în Antalya, unde a avut loc întâlnirea de cei de ministri de externe. Coridorul de energie Turk Stream, care aprovizionează cu 40% nevoia de energie a Turciei, este gestionat de Gazprom. Sunt multe elemente în discuție, deci există un anume tip de apropiere interesată, în mod evident, între Federația Rusă și Turcia. Turcia rămâne însă membru puternic al NATO. Deci, pe acest fundal, să știți că așteptările cancelarilor occidentale, mai ales, erau unele foarte mari. Din păcate, aceasta a fost... Da, dumneavoastră, ca diplomat cu multă experiență, ce ați reținut din momentul de ieri? Ce ați observat? Că acum noi, civilii, ca să zic așa, spectatorii, ne-am uitat, ne-am făcut cruce când l-am auzit pe Lavrov că spunând, mă rog, lucruri care sunt total
ireale. Am văzut dezamăgirea lui Kuleba, dar există și altceva? Ați observat altceva? Ați simțit altceva după întâlnirea de ieri, după negocierile de ieri? Da, un anume semnal nu neapărat către partea ucraineană, ci către alte zone politice internaționale. Faptul că de la nivelul unui ministru de externe foarte aproape de mesajul și atitudinea președintelui s-a acceptat totuși să se așeze la masa dialogului cu Ucraina, este mai puțin un mesaj către Ucraina cât către alții jucători în această criză. Știu că pare oarecum ciudat, dar și este o chestiune de plastică până la urmă. Faptul că partea rusă, dincolo de expresia militară brutală din Ucraina, nu exclude dialogul, a fost maximul cât a putut să dea Moscova în acest moment. Există... Sigur că negocierea nu e numai una la vedere. Marea majoritate a dialogurilor care se poartă în aceste zile nu sunt publice. Deci a lăsat acest canal deschis partea rusă, a încetinit acțiunile militare în timpul întâlnirii cu Leva Lavrov, dar atât, nimic mai mult pentru această perioadă. Este o formă de testare pe care rușii au făcut-o legat, repet, de întâlnire și nu de conținutul acesta. Credeți că există acum vreo ieșire acceptabilă pentru Vladimir Putin din situația asta teribilă în care s-a pus și a pus și Rusia, care este extraordinar de izolată pe plan internațional, ținta unor sancțiuni economice foarte dure, literalmente foarte dure, într-un conflict pe care nu poate să-l explice coerent opiniei publice, deși opinia publică internă este în blocaj informațional de ani de zile? Există, simțiți că există vreo ieșire onorabilă pentru, sau acceptabilă pentru Vladimir Putin? Foarte complicat, pentru că, în mod evident, calculele inițiale ale Moscovei nu mai sunt valabile. A sperat într-un război rapid, într-o intervenție prin care se schimbe configurația politică de la Kiev, aducând un regim politic marionetă care, pe de o parte, să recunoască autonomia lărgită pentru Donbass și Lugansk, pe de altă parte, să precizeze clar Occidentului că Ucraina nu dorește NATO și nu dorește în general în lumea occidentală, și în egală măsură să încerce un fel de Ialta 2, adică să determine mai ales europeni care păreau divizați suficient de nuanțați în ochii Moscovei, în așa fel încât să nu aibă o poziție serioasă, să accepte o redistribuire a sferelor de influență pe acei parametri absoluti pe care i-a anunțat la început, și anume retragerea practică NATO pe alianamentul din 1997. Deci, lăsându-ne fără garanții de securitate pe noi toți cei care am intrat în alianță după 1990. Nimic din toate aceste așteptări ale Federației Ruse nu s-au împlinit. Mai mult decât atât, încercând să înlocuiască pe europeni, cu americanii în dialog și promovând o atitudine bilaterală care se dorea a fi atot cuprinzătoare, Federația Rusă din nou a greșit, pentru că americanii s-au dovedit și mai hotărâți decât europenii. Europenii nu s-au lăsat divizați de diversele imponderabile, mai ales care țin de energie, și din această perspectivă a ales calea escaladării, tocmai pentru a dovedi că chiar în condițiile schimbării datelor și premizelor de care a plecat, nu vrea Vladimir Putin să abandoneze dezideratele inițiale de care vorbeam. Am înțeles. Calea escaladării însă presupune, dincolo de dramele cumplite care practic se derulează în centrul Europei, și un anume tip de efort militar. Acest efort militar este greu de dus, pentru că a apărut și solidaritatea în ce se privește sancțiunile, și nu numai din zona politică. Și asta este, în principiu, înțeleg, cea mai periculoasă situație, că nu există o ieșire cât de cât acceptabilă pentru Vladimir Putin. Vă mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea fostul ministru de externe a României, Cristian Iaconescu.
Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.